Că în fiecare zi, structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne și polițiștii locale au fost angrenați în acțiuni de control menite să urmărească modul în care sunt respectate măsurile impuse pe perioada stării de alertă. Astfel, în numai 24 de ore au fost executate în sistem integrat 61 de misiuni pe raza județului. Au fost angrenate 74 de efective pentru verificarea respectării măsurilor de protecție individuală, precum purtarea măștii de protecție în spații închise, păstrarea distanței fizice de protecție sanitară. Pentru verificarea respectării măsurilor de către societățile comerciale și persoanele fizice autorizate, precum și pentru verificarea respectării măsurii de către persoanele carantinate în locația declarată. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență informează că au fost verificați peste 40 de agenți economici cu privire la respectarea măsurilor amintite. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 1000 de lei. De asemenea, pe perioada executării misiunilor a fost depistată, identificată și sancționată contravențional o persoană care nu a respectat Măsurile de protecție individuală stabilite.